De câteva ore, de când Klaus Iohannis, așa zisul nostru președinte, a dat acele declarații scandaloase, primesc într-una mesaje de oameni care spun că trebuie demis, trebuie dat jos, el ca principal vinovat pentru neintrarea noastră în Schengen, să ne umilească în ultimul hal și să spună că nici măcar dreptul la boicot nu îl avem, că nu trebuie să facem nimic a Austriei pentru felul în care ne-a umilit. Și el ne umilește de 8 ani de zile. Vedem că nimeni nu-i zice nimic, nimeni nu îndrăznește să îi se opună, pentru că el controlează justiția, el controlează serviciile. Noi am ieșit în stradă pentru că n-am găsit ce să facem. Și din Parlament, sunt un Parlament, așa că am venit aici în fața Parlamentului. Toate măsurile pe care le avem la dispoziție, suntem în minoritate în momentul ăsta, avem 10%, sunt convins că românii nu vor mai vota PSD și PNL, cei care îi țin spatele lui Klaus Iohannis pentru această foarte mare palmă dată poporului român. O să protestăm în continuare, o să folosim pârghiile parlamentare, dar azi a trecut bugetul ca prin brânză. PSD și PNL, aceeași mizerie! PSD și PNL, aceeași mizerie! De acest Klaus Iohannis, aceeași mizerie! PSD și PNL, aceeași mizerie! Anticipate! Iohannis și cu ai lui și-au găsit pe leaua.